Salut și bine v-am găsit la un nou episod din City Skylines. Hai să vedem ce putem să facem în continuare, pentru că am început eu aici, am făcut un drumuleț ca să treacă ăștia pe sub pământ, pe aici am făcut două chestii unde poate să intre și pe aici în oraș și se pare că ăștia sunt puțin mai inteligenți și intră pe aici. Bun, dar fiți atenți. Noi putem să adăugăm semafoare în acest joc, mă rog, cu un mod și o să dau și aici semafoare. Pentru că da. Sunt eu așa mai șmecher. Și priority sign-urile. Ok, stai că s-au rezolvat asta. Au șters automat priority sign-urile. Și aici, practic, putem noi să. Cum să vă zic? Putem să facem niște ferme. Dar mai întâi trebuie să facem un drum care nu cred că pot să-l fac pe sub pământ un drum din asta. Deci ia stai. Așa. Și dacă mă duc așa, da, desigur că nu pot să-l bag pe sub pământ și ne trebuie un drum din asta. Distrugem o casă, dar nu este problemă. Perfect, ducem așa și tot așa, tot așa, până când ajungem aici, când o să urcăm. Bun. Ia, dați-mi o secundă că mă mâncă cotul. Mă mâncă în cot. Așa. Și acum, pur și simplu, facem niște drumulețe. Îmi place foarte mult modul ăsta cu cum se cheamă. Cu semafoarele. Pentru că, efectiv, poți tu să pui semafor unde crezi tu că este mai bine, unde aglomerație, unde. Na, înțelegeți voi. Ceea ce este mult mai bine decât să-ți pune semafoare automat și să ai un oraș full, full de semafoare unde se așteaptă la fiecare 10 metri. Pentru că, sigur, cu chestia asta o să faci o hărmălaie totală în oraș. Și chestia asta s-ar putea să se întâmple în Timișoara pentru că au băgat semafoare din nou peste tot. V-ați mai auzit de semafoare în sensul giratoriu? Adică, semafoare în sensul giratoriu? Nu știu ce să zic. Eu, în viața mea, n-am mai auzit de semafoare în sensul giratoriu. Deci, da. Bun. Hai să facem așa și cred că, momentan, este un început destul de bun. Pentru că aici trebuie să mergem să facem un district. Așa, până aici și până pe aici. Așa, perfect. Bun. Și districtul ăsta o să-l facem cu fermele și turi din ăștia. Perfect. Și acum așa o să ducem numai ferme și o să ne umplem de lapte de la vaci. Da. Perfect. Și ducem cam până pe aici, zic eu, că ar fi bine. Bun. Trebuie să-l ducem și apă, desigur, pentru că au nevoie de apă să ude brocoliu. Și na. Bun. Perfect. Și la fel și pe aici. Curent nu cred că au, dar o să le rezolv eu imediat aia. Bun, ia, fii atent. Ducem așa direct una ca țăranii. Și trebuie să aibă și ei curent. Deja s-au vacile. Perfect. Am uitat să punem niște din ăștia de gunoi. Și o să pun chiar acum. O să pun una exact aici, în mijlocul orașului. Am luat unele care răciclează gunoiul, nu iau chestii de asta. Și am luat altele decât în episodul anterior, adică în episod din seria normală, prima serie. Așa că ăsta nu cred că face nici gălăgie, din câte știu. Așa, și punem vreo 3, cred că ar fi bine. Bun, dar place prea mult cum să așa și deja am lag pe aici, adică nu știu cum să vă zic. Am făcut prea multe deja. Bun. Și dacă tot pot să fac și un drumuleț pe aici, să umplem și zona asta. Așa. Și la fel și aici. Perfect. Bun.
Și acum pot să fac ceva de genul ăsta unde este. Așa și umplu străduțele ăștia. Perfect. Din nou n-au ăștia. Cum se cheamă? Din ăla de apă. Așa și mai punem încă unul. De fapt, știți ce fac eu? Mă duc aici la buget. Și măresc bugetul la ăștia două. La maxim. Și la ăsta, și la ăsta, și la ăsta. Cred că așa este cel mai bine. Și toată lumea o să fie foarte bine, nu? Așa zic și eu. Haide, haide, haide. Perfect. Oricum la ăștia nici nu trebuie să le măresc bugetul, da? De ce nu? Perfect. Bun. Și să scad și taxele, dacă tot. Să fie fericiți oamenii. Așa și așa. Bun. Și acum ar trebui să fie totul ok, nu? Așa zic eu. Îmi place cum au construit aici, și în sensul geratorii, tot plin. Deci, na. Bun. Deja am lag când dau zoom pe oraș, ești nebun. Deci, în zona asta, așa, dacă mă uit 60 de frame-uri în ciop... De fapt, și pe aici, agață, what the fuck. Așa nu au... o ore rămas fără curent, fără curent, fără din asta de... cum se cheamă? Nu are cine să leagă gunoi, la asta mă refer. Da. Și asta este destul de nasol. Gândiți-vă că și-au umplut tomberoanele și nu mai are cine să leagă gunoiul. Deci uitați-vă la aglomerația asta, what the fuck? Toate benzile, toate autostrăzile sunt full. Deci nu se poate așa ceva. Așa, perfect. Și acum trebuie să ne uităm noi puțin tel unde n-ai voie aia. Nu aici. Vreau să pun un aeroport. Deci aici am făcut, le-am făcut la ăștia fermele, totul e ok. De aglomerație vreau mai întâi să mă uit. Deci pe aici a început să fie cât de cât aglomerat. Dar nu asta e problema. Și pe aici o să zic că e destul de ok. Mi-am dat un lag. Să-mi bag piciorul din al doilea episod deja am lag. Și nici nu sunt mulți oameni, 28.000, adică e chiar foarte puțin. Ia, fiți atenți, aici o să bag niște semafoare. Traffic lights, că se înghesuie toți ca fraierii. Perfect. Și așa ar trebui să fie mai ok. O să dau și un clear traffic, pentru că... da, o să dau un clear traffic. Oricum o să apară ăștia înapoi, deci... n-am făcut aproape nimica, dar na. Bun, ăștia au probleme cu gunoiul, nu vine ăștia să leagă gunoiul. Bun, hai să vedem să punem aeroportul. Și apropo, am toate ăștia deblocate, după cum ați văzut, pentru că vreau să creștem foarte repede. Bun, unde este transport și avioane? Și o să pun un aeroport exact, nu cred că e bine să-l pun aici. Nu știu de ce, dar mi-o senzație că nu-i bine. Deși nu prea am unde să-l pun, adică... o să-l pun aici. Perfect. Și toată lumea pare să fie fericită, doar pare. Pentru că în realitate nu este. Așa. Am și chestia cu demolish sheet, care îmi demolează clădirile singure, care sunt părăsite și care sunt arse. Bun. Hai să vedem aici că am văzut că o lua cineva foc și nu este bine, nu-i bine dacă iau oameni foc. Ați auzit voi așa ceva? Bun, perfect. O să pun așa și toată lumea e fericită. Bun. Acum o să mă duc cu două străduțe. Una așa și o să meargă până aici și de aici o să fac o curbă așa la 90 de grade. Și va continua așa. Și de aici, my God, ce leg spike-uri am, ești prost. Așa, aici, până aici, așa și te alegi și tu pe aici, pe undeva. Perfect. Așa. Apoi trebuie și totul este ok.
Bun. Ia, hai să vedem. Da. Tot aeroportul e plin de apă. Și acum vreau să fac eu o chestie destul de interesantă. Cu un mod care se numește Move, nu știu cum. Ia, fiți atenți, dacă fac eu chestia asta, duc o barieră din asta aici, da? Și vedeți că aeroportul ăsta nu are niciun gard, adică oricine poate să intre într-un avion să îl fure, de exemplu, naiba știe. Adică orice e posibil, nu? Pot să le fac eu un gard automat, să zic așa, din chestia asta. Și o să arate și destul de interesant dacă reușesc eu să-l prind bine. Dar l-am cam împărțit în prea multe bucăți. Ceea ce nu știu ce să zic, dar nu este prea bine. Bun. Și acum trebuie să mutăm chestia asta, să o facem așa. Și totul va fi în regulă. Așa. Ia stai. O lăsăm puțin mai jos. Până pe aici, pe undeva. Și vedeți cât de frumos arată așa. Bine, dar pe aici poate să sară și un porc. Dar, na. Apropo, dacă intră în aeroport o căprioară, ce naiba, un pușcă, ce-i fac? Adică, da. Ia, fiți atenți. Cum putem eu, da. Nu pot să ridic chestia asta, ce nasol. Ia, stai. Stai că pot să o ridic, dar nu știu cum. Am văzut eu așa o mică. Așa, perfect. Bun. Și după cum puteți să vedeți, deja am. Opa, îmi dă cu busta din microfon. O să ce probleme pe aici. Au început problemele, nu-i problemă. Așa, și ceva de genul o să conjurăm noi aeroportul, dar nu o să fac asta exact în momentul ăsta. Ia stai să închid tool-ul ăsta, că poate cine știe ce mai mișc. Așa. Bun. Aș vrea să încep să fac niște bloculețe, dar dați-mi o secundă. Să fac o intersecție din asta mai mare. Pe aici, pe undeva, să distrug cât mai puține case. Uite, distrug aici o casă, asta e perfect. Bun. Și facem niște drumulețe până aici unul. Aici o să-l fac până aici și așa, ca să nu distrug brazii aia, pentru că sunt atât de frumoși acolo. Așa. Și o să am drumuri mari prin oraș, după cum ați văzut că vreau să fac. Așa și așa și așa o leg așa. O să arate destul de ciudat partea asta, pentru că încă nu am un design așa special pentru oraș și oricum este așa într-un fel de mică pantă, să zic. Adică pantă, e în formă triunghiulară aici și nu prea știu eu cum să-l fac. Ia dați-mi o secundă să văd pe aici un model interesant. Cred că ceva de genul ar merge. O, cam așa. Și aici o să-l las. Sau, cred că mai pot să fac una. Ia, uite, perfect așa. Sau, nu neapărat așa, așa. Bun, și l-am lipit și de apă cât de cât. Și mai fac încă un drum pe aici. Aici încă unul și cam așa o să arate partea asta de oraș. Adică nu o să fie în întregime oraș, dar marea majoritate, presupun, că o să fie blocuri. Adică în mijloc mai mult o să fac blocuri, pentru că, na, ce să și faci? Doar am zis că vreau oraș. Bun, stai să văd și eu cât am filmat. Perfect, bun. O să fac până aici și până aici. Deci jocul ăsta e atât de prost optimizat, adică jocul e bine optimizat, doar că în caz că bagi moduri deja devine destul de prost optimizat, să zic așa. Pentru că, man, deja la chestia asta ce am făcut aici, deja îmi dropează frame-urile, ceea ce nu e ok. Și am un GTX 1070, adică ai putea să zici că, bă, ți trebuie să-ți merg jocul ăsta în 1200 de frame-uri. Adică, no. De fapt, nu e așa. Nu este chiar așa. Chiar dacă seria asta, gen, oamenii zic că ar trebui să rupă, nu
mi se pare, nu știu ce, știe ce. Adică bine, dacă joci cu o placă video mai proastă decât a mea, aici sigur o să-ți meargă super nasol. Dar nu este Dumnezeu placa asta care o am eu. Adică acum nici 1080 nu este Dumnezeu, dar știți ce ar putea să fie Dumnezeu? 1080 Ti. Ceea ce o să rupă, presupun. Adică nu știu sigur dacă o să fie, adică în mare parte oamenii zic că o să fie, dar acum se poate întâmpla multe. Da, se pot întâmpla multe. Perfect. Acum facem niște bloculețe pe aici. Așa, nu o să fac extrem de multe bloculețe, pe la final o să fac case, după cum v-am zis, sau nu v-am zis, dar așa am gândit eu. Așa. Deja au început să construiască nebunii. Așa, pe aici. Pe aici. Și cam așa, mare parte o să fie case, adică pe aici blocuri și mare parte o să fie blocuri și puține case. Așa. Și facem și casele, dar trebuie să facem și magazine, ceea ce momentan nu am luat în calcul, ia fiți atenți. Luăm așa, așa. Și toată zona asta va fi magazine și la fel și zona asta. Magazine din ăștia mai mari. Perfect, perfect, bun. Și ele trebuie și apă ca de obicei. Că trebuie să se spele și ei, nu? Sau să gătească, sau ce mai poți să faci cu apa? Multe poți să faci cu apa. Așa. Așa, și pe aici, și peste tot. Așa, așa și cam așa ar trebui să fie. Bun, curent ci că n-au, dar le rezolv eu imediat. Gata, s-o rezolva singuri. Cică, așa, da, s-o rezolva singuri. Așa am făcut chestia asta pe aici. Îmi place destul de mult cum a ieșit. Ia, hai să vedem ce mai fac așa. Ori polua destul de mult pe aici, după cum se vede, dar da. Ce să faci? Vreau inițial să fac o zonă din aia, un baraj, doar că nu știu, e cam mare zona asta pentru un baraj. Uite ce frumos a reușit ăștia aici. Și toate model, adică what the fuck? Toate ăștia s-au făcut numai un model. Ambulanța să zică ajunge, pompieri să zicem că ajung, poliția ajunge și școală. Toată lumea e proastă, adică nimeni nu merge la școală, nu? Da. Le pun și pe aici o școală și un liceu aici. Perfect. Bun. Adică uitați-vă voi, nimeni nu merge la liceu. What the fuck, man? Adică, man, nu, nu e ok. Așa și la asta merge destul de multă lume. Bun. Așa, perfect. Și după cum vedeți, aici a început să se aglomereze, dar am rezolvat problema cu autostrada. Cât de cât. Așa. Și acum vreau să fac aici niște fabrici. Da, gen din alea normale, nu fabrici. Dar o să polueze și nu-mi place. Fiți atenți. Să fac fabrici cu lemn. Cred că așa ar fi mai bine. Ia stai să fac și până aici, exact până aici vreau. Așa și partea asta. Bun. Și aici un nou district. Unde este chestia tool-ul. Aici fac un nou district. Nu știu ce, nu știu ce șmecherie. Așa și o să fac așa. Perfect. Bun. Ia, hai să vedem dacă construiesc oamenii. Nu știu acum dacă trebuie să fie în zona din asta de pădure ca să facă chestia asta, dar serios, acum nu cred că au nevoie de lemne. Adică, unde ați văzut voi o fabrică de lemne în mijlocul pădurii? Except în GTA 5. Mă rog, fabrică de lemne. Fabrică care prelucrează lemnul. În mare parte. Așa, din nou n-au ăștia canalizare în pana mea. Învățați și voi să nu mai trageți atâta apa.
Așa. Și apa, au, nici apă numai. What the fuck, man? Cât mănâncă și beau ăștia? Adică trebuie să se mai calmeze și ei puțin. Să se calmeze. Așa. Bun. Aici, după cum vedeți, am făcut niște blocuri frumoase. Dar îmi place că sunt numai un model de blocuri. Adică, what the fuck? N-am instalat eu mod sau ceva, din câte știu. Dar, destul de interesant. Oh. Bă, dar ce are gâtul meu, ești prost? Bun, hai să văd și eu cât am filmat. 20 de minute. Cred că momentan am făcut destul de mult progres, pot să zic. Cred că pot să zic. Deci, da. Adică au trecut ăștia și cu gunoi pe la aeroport. Deci e bine. Și da. Hai să facem și noi chestia asta. Așa. Și ne punem. Dăm zoom pe un jet care decolează. Deci, bun, lume, cam atât a fost cu acest episod. După cum vedeți, am făcut un mic progres și în episodul acesta. Sunt curios de o chestie cu aglomerația. Că asta este problema mea. Da, după cum am zis, s-a rezolvat aglomerația, dar nu prea a revenit apoi. Mă bucur că nu este extrem de aglomerat în oraș, adică străzile principale și cam atâta, adică da, pe aici ceva semafoare am pus eu, dar destul de ok. Aici pot să modific AI-ul și chestiile așa. Dar, da. Bun, cam asta a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți să continuăm seria aceasta mirobolantă, nu uitați să apăsați butonul de like și până la viitoare, toate cele bune, pa, pa!